ziua! În cursul ședinței ordinare de astăzi a Consiliului Județean am dezvoltat la punctul 7 proiectul de hotărâre privind adoptarea noului regulament de organizare și funcționare a Consiliului Județean Caraș-Severin. Spre surpriza noastră foarte neplăcută, unul dintre articole, mai exact articolul 67, făcea referire la instituirea acestor indemnizații speciale, pe înțelesul tuturor acelor celebre pensii speciale, pentru foștii președinți și vicepreședinți de Consiliu Județean. Am fost foarte surprins de această încercare de a introduce aceste prevederi. M-am opus categoric, atât în nume personal, cât și în numele grupului PNL. Dacă la început nu au fost de acord, ba dimpotrivă au argumentat cei de la grupul PSD că sunt prevederi legale, totuși l-am explicat că nu își au locul în niciun caz în cadrul regulamentului nostru de organizare și funcționare. Mai mult, am fost nevoit să citez un articol din Constituția României, mai exact articolul 16, care spune că toți cetățenii sunt egali în fața legii, fără privilegii și fără discriminări. Deci fără privilegii. În opinia PNL, asemenea indemnizații, pensii speciale sunt niște privilegii cu totul nemeritate pentru anumite categorii. În cazul de față, foști președinți, vicepreședinți. Deci ne-am opus categoric și totuși, spre bucuria mea, am reușit să obținem eliminarea acestor prevederi din regulamentul de organizare și funcționare. Asta ne demonstrează că în permanență trebuie să fim foarte vigilenți, pentru că, iată, și la adăpostul unor proiecte de hotărâri aparent inofensive, fără miză, pot fi introduse la adăpostul acestor proiecte prevederi foarte greșite din toate punctele de vedere etic, social. Pe ce veți avea o astfel de prevedere? Adică atât timp cât există un act legislativ care să... Actualmente, la nivel național, PNL-ul contestă prin toate pârghile posibile. Nu se vede. Se vede, am reușit prorogarea aplicării acestui articol din codul administrativ, cel puțin până la anul. Eu cred că pe rolul Parlamentului sunt și proiecte de hotărâre privind ori anularea, ori impozitarea pensiilor speciale. Poziția noastră categorică este că ne opunem acestui tip de privilegii. Și, repet, am fost neplăcut surprins că s-a încercat și în regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean introducerea acestor prevederi care, după cum observați și dumneavoastră, chiar nici nu erau necesare. Adică ele se acordă prin lege, nu prin regulamentul nostru de organizare și funcționare.